Hei, eu sunt Laura și astăzi o să vă arăt multe poze ciudate și foarte amuzante cu mine. Țin să vă spun că asta e a doua parte din acest videoclip. Prima parte o să puteți găsi aici sus pe ecran și jos în descriere. Iar acum cred că putem să începem. Apropo, nu uitați să dați un like, un subscribe la canalul meu de YouTube și un follow la contul meu de Instagram, bla 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 bla. V-ați prins voi. Acum haideți să începem. Așa, prima poză pe care o vedeți pe ecran exprimă foarte multe, mai ales fața mea. Hai să vă povestesc de ce am avut fața asta. Făceam poze cu prietena mea Bianca și am văzut foarte aproape de mine o albină și în momentul ăla nu știam dacă să țip, să râd, să plâng și s-a primit asta. Da. Următoarea poză cred că e una dintre cele mai preferate ale mele, adică din punct de vedere a ciudățeniei, pentru că cred că o poză mai urâtă de atât nu am. Sau da. Nu știu. Mă rog, în orice caz, vă rog să apreciați această mimică și această privire de divă care se uita la soare. Aveam fața asta pentru că m-am uitat la soare. De ce am făcut asta? Nu știu. Și următoarea poză. Da, sunt o persoană foarte ciudată care are niște activități foarte ciudate și asta e unul dintre ele. Da, mi-am pus pe față scoaci ca să arăt ca un porc. Nu știu de ce. Mai am o poză din seria asta. Asta cred că e mai amuzantă. Adică efectiv îmi stă nasul pe parte și am, po, doamne, e atât de ciudat. Să mergem mai departe. Și aici mă puteți vedea în Grecia. Zici că dansez pe muzică de lăutar sau ceva de genul. Am și o față foarte, foarte expresivă, însă poziția corpului zice atât de multe. Să mergem mai departe. Oh, poza asta exprimă relația mea cu prietenul meu, Eddie. Efectiv, așa suntem noi în viața reală. În poza asta încă seamăn cu un porc, deși problema e că nu mai am scoci pe față. Oh, măr! Deci, aici puteți observa nările mele care au formă de inimioară. Mă rog, nu o inimioară perfectă, dar eram foarte mândră de faptul că am descoperit asta și de-aia am hotărât să fac o poză. Și poza asta exprimă la fel de multe chestii pentru că uitați-vă la fața mea, adică pe lângă faptul că țin corpul într-o poziție foarte ciudată, dar fața mea eram atât de fericită în momentul ăla. Mm. Și încă o poză cu mine arătând ciudat. Hai aici să facem o mică comparație dintre pozele pe care le pun eu pe Instagram și cum arăt eu de fapt în viața reală. Așa, în poza asta am o față foarte, foarte încordată și totuși în același timp fericită. Și sincer să vă zic, nu țin minte dacă eram încordată sau fericită. Sau eram fericită pentru că eram încordată, sau eram încordată pentru că eram fericită. Nu știu, dar în orice caz mi se pare destul de gold. Și ăsta a fost videoclipul de azi. Dacă mai vrei poze ciudate și amuzante cu mine, nu ezita să lași un comentariu despre asta. Dacă va trebui să fac și partea a treia, o să caut poze cât mai... Însă va trebui să le caut foarte adânc în arhivele amintirilor mele. În orice caz, dacă ți-a plăcut videoclipul de azi, nu uita să dai un like, un subscribe la canalul meu de YouTube și un follow la contul meu de Instagram. Iar acum vă spun pa pa! Și ne revedem în videoclipul următor.